Legenda florii soarelui. De mult, în vremuri îndepărtate, pe aceste meleaguri trăia un împărat. El avea de toate, dar un singur lucru îi lipsea: scâncetele calde ale unui prunc. Împărăteasa lui a risipit averi pe fel de fel de leacuri și pe de scântece, dar în zadar. Au trecut anii, dar nădejdea că vor avea un copil nu i-a părăsit. După multe rugăciuni, într-un târziu, s-a întâmplat ca împărăteasa să rămână grea și dădu naștere unei frumuseți de fată cum nu se mai văzuse. Fata era așa de frumoasă încât împăratul și împărăteasa uitară de toate treburile. Norodul își făcea griji, căci fata era deja de măritiș, iar pe tronul împărăției ar fi putut veni un stăpân rău și toată lumea ar fi avut de suferit. Așa că au făcut sfat și au hotărât să o piardă pe fată. Vrăjitoarele s-au adunat și au purces la blesteme: ducă-se pe pustie, domnița cea nouă! După o vreme, fetei fără seamăn îi se înnegură chipul de griji, în lume nu mai ieșea, de vorbă cu nimeni nu sta, iar de o întreba cineva unde se gândea, ea răspundea că se gândea departe în lume. Împăratul se hotărâ să aducă la curte pețitori pentru frumoasa lui fată și o rugă să-și aleagă viitorul soț. Pițitorii au venit cu duiumul, dar cum au venit, s-au și dus. Și bun duși au fost, căci fata, care era ca o floare pălită de soare, rămase cu inima tot pustie. Văzând împăratul că treaba stă așa, a alergat la vrăjitoarele din împărăție ca să-i facă fetei pe ursita și să-și aleagă odată un drăguț. Babele o sorociră din nou, să se facă mai frumoasă decât era, și numai soarele să se îndrăgostească de ea, ziseră ele, iar fata după soare să stea să se omoare. Într-o dimineață, prințesa îi spuse tatălui său că se gândește la nunta unei fete de împărat cu soarele cerului. Și astfel, fata se hotărâ să plece la mândrul soare și să-l întrebe de vrea sau nu să-i fie soț. În zadar au încercat împăratul și împărăteasa să se opună voinței fetei, căci ea nici nu mai auzea ce îi se spunea. După ce a primit binecuvântarea părinților, fata a luat-o către răsărit fără ajutorul nimănui și a mers cale lungă fără capăt, ca și nădejdea ei fără sfârșit, că dacă nu fie azi, măcar mâine, măcar poi mâine, la anul sau peste 100 de ani, și tot își va găsi alesul inimii, pe soarele lumii noastre. Călătoria lungă o duse pe fată în mijlocul unui codru întunecos ca noaptea iadului, unde, fără să mai apuce o gură de odihnă, întâlni un pui de balaur. Acesta o rugă să stea să-l păzească de împăratul vânturilor, care îi răpise frații mai mari. Împăratul vânturilor apăru ca un șarpe care, zvârcolindu-se în văzduh, se năpustea asupra fetei de împărat și a puiului de balaur, gata să înghită. Căci de când lumea și pământul, mama puiului, care era doamna negurilor, se dușmănea de moarte cu împăratul vânturilor, iar lupta lor, deseori, se transforma în tunete și trăsnete. Vântul era tare ștrengar și iubăreț. Când vedea o fată frumoasă, era topit după dânsa și nu se oprea de mers până când o găsea. Dar iată că, văzând pe prințesă, îi pică dragă.
fiind copleșit de frumusețea ei, îi făcu pe plac și cruță viața micuțului pui de balaur. După ce plecă împăratul vânturilor, de norii pufoși apăru împărăteasa negurilor, care veni să-și vadă puiul drag. Aflând ea că fata îi salvase odorul de dușmanul ei de moarte, o întrebă pe fecioară cu ce ar putea să o răsplătească. Fata nu-i ceru nimic, decât să o ducă în împărăția soarelui. Împărăteasa negurilor nu-i putu îndeplini dorința, fiindu-i teamă de vântul cel rău. După o jumătate de an, din înaltul cerului, își făcu iar apariția împăratul vânturilor, care îi ceru fetei să o însoțească, să o prezinte fratelui său, vântul cel rău. Ajungând la vântul cel rău, acestuia îi plăcu mult fata. Ea îl rugă să o lase pe împărăteasa necurilor să o ducă până la măritul soare, măcar pentru o clipă, și apoi promise că va deveni soața vântului. Vântul cel rău îi îndeplini rugămintea, iar fata de împărat fu lăsată să urce până la cer. Urma să călătorească o zi până la castelul de cleștar al soarelui și îl va strânge în brațe pe alesul ei drag și mult dorit. Între timp însă, ursitoarele își făceau treaba. Nenorocirea fetei era pe semne scrisă, căci vântul cel rău, văzându-se păcălit, trimise veste mamei soarelui cum că picior de pământean i-a călcat tărâmul. Mama soarelui era soră bună și cinstită cu moartea, cu muma pădurii, cu talpa iadului și cu ciuma. Ea, aflând că fata vrea să fure inima fiului său, o căută peste tot și o aduse la scaunul de judecată. Mama soarelui o prefăcu pe fată într-un bob de sămânță și o aruncă în vânt, iar vântul o lăsă pe pământ să crească și să înflorească. Floarea ei seamănă la chip cu chipul soarelui, iar de la răsărit și până la apus, floarea asta îl urmărește fără încetare, dar niciodată nu-l poate atinge. De atunci, floarea s-a numit Floarea Soarelui, iar cine ascultă povestea, inima îi plânge de jale și de dor.